Deputatul Florian Nicolae declară că analiza lui 2013 arată că obiectivele politicii bugetare ale guvernului Ponta au fost atinse. În cadrul Comisiei de Politică Economică, Reformă și Privatizare a Camerei Deputaților și a Senatului României au fost discutate, analizate și avizate proiectele de rectificare a bugetului de stat pe anul 2013, a bugetului pentru anul nostru în curs, dintre care au fost două proiecte de legi cu privire la această rectificare, și anume proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 99/2013 și proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului numărul 17/2013 cu privire la rectificarea acestui buget de stat. Mai multe despre cum a fost cheltuit bugetul pe anul în curs, dar și perspectivele bugetare ale guvernului Ponta pentru 2014, aflați de la deputatul PSD Florian Nicolae într-o ediție specială imediat după Jurnalul de Știri.